n-am să fiu la fel de nostimă ca el. Eu sunt ceva mai sobră. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să mă ascultați. Înainte de... știi câteva din versul de lui George? Vreau cu mulțumirile de rigoare pentru ideea pe care o are și pentru gândurile de a aduna măcar o mânuță de oameni, dar care au vrut să fie de față, un cuvânt despre doamna Sabina Leiber, în care am răsfoit o carte primită de curând, am găsit următoarele lucruri care îmi convin și cred că și dumneavoastră. Ai încredere în vocea sufletului tău și fii ceea ce simți să fii, indiferent de câte piedici ți se pun. Te ridici și mergi mai departe, călătorule. O felicit pentru aceste cuvinte pe doamna Sabina și și încă mai spun ceva ce a spus Sfânta în martie 2010, dar cred că și acum, în fine, cerul plin de nor, soarele de-abia se vede, gândul mă poartă spre lumea mea perfectă, pescărușii zboară deasupra, prietenul îmi caută privirea, sunt pierdută în gândurile mele. E un mod de a gândi, mie îmi convine, este un mod de a exista și cartea va fi întotdeauna acest lucru pentru noi. Bun, și acum te